Bună ziua, dragii mei! Astăzi, 5 aprilie 2018, eu, Bogdan Viorel, maestrul păcii, dreptății și egalității din România, muncii Slobozia, județul Ialomița, vreau să spun un singur lucru. Rog pe președintele României, Klaus Vernes Iohannis, să respecte decizia Curții Europene pentru apărarea drepturilor omului privind continuarea dosarului Revoluției și să permită să dea avizul și să permită organul de anchetă, atât poliției române, parchetului general, procuraturii generale a României, Serviciul Român de Informații, în așa fel să poată să facă investigații, să strângă probe privind Revoluția din decembrie 1989, să se afle cine sunt adevărații vinovați și să răspundă pentru oamenii care au murit după înlăturarea lui Nicolae Ceaușescu de la putere, că au murit peste 1000 de oameni. Altfel, domnule președinte Klaus Vernes Iohannis, îi veți avea pe conștiință. Vă spune acest lucru un om ca și dumneavoastră, zodie Gemeni. Dar n-aș fi plecat în vacanța de Paști până nu aș fi dat avizul ca în săptămâna mare organele de anchetă să-și facă datoria și vinovații să răspundă pentru faptele lor. Ca să se înțeleagă că n-am nim cu nimeni nimica, n-am să dau nume. Atât doresc. Adevărul să iasă la lumină privind Revoluția din decembrie 1989, să se afle cu adevărat, să se ia toate videoclipurile la toți generalii care le-au dat și care se găsesc pe YouTube, care spune că Frontul Salvării Naționale nu s-a înființat în decembrie 89, s-a înființat cu mai multe luni înainte, să se afle cine a făcut parte din acel front al Salvării Naționale și de acolo ca poliția, procuratura, Serviciul Român de Informații să înceapă ancheta. Doresc aflarea adevărului, la fel ca toți cetățenii României. Eu, dacă eram președinte României, domnule președinte, aș fi imediat cum aș fi primit, aș fi dat avizul pentru acest lucru. Referitor la, întrucât am văzut că domnule președinte a României, Klaus Vernes Iohannis, ați primit în audiență la dumneavoastră pe prim-ministru al României, pe ministrul muncii, primul lucru trebuia să spuneți așa: eu, Klaus Vernes Iohannis, mă simt vinovat pentru că am acceptat dublarea salariului. Așa trebuia să începeți mesajul. Și să cereți revenirea salariilor dinainte. Și toți bugetarii să primească un procent atât cât permite bugetul României. Destul este datorată România cu datoria externă a României. Vreți să crească datoria externă a României? Să ne împrumutăm în continuare? Vă rog, dați dovadă de înțelepciune, domnule președinte al României, Klaus Vernes Iohannis. Nu poate românii să mai voteze un asemenea președinte. Nu. Dacă păcăliți tot poporul român, pe mine mă puteți păcăli. Pentru că vă gândesc toate mișcările dumneavoastră și a celor care sunt împotriva dumneavoastră. Așa că vă rog să se dea o lege să revină la salariile care a fost înainte de a fi dublate salariile, că atunci ați greșit dumneavoastră. Nu știu ce consilieri juridici aveți acolo. Dar nu trebuia să acceptați dublarea salariului. De atunci s-a creat o breșă ca parlamentarii să spună: dacă președintele și-a acceptat dublarea salariului, noi de ce să nu ne dublăm salariile? Și așa s-a continuat mai departe, cu primarii și cu toți. Deci sunteți primul vinovat, domnule președinte Klaus Vernes Iohannis. Și după aia PSD ALDE, în frunte cu Liviu Dragnea și cu Călin Popescu-Tăriceanu, și cu guvernul care este actual și guvernele care au fost înainte, care au aprobat această lege, care sunt tot PSD ALDE. Deci vă rog să îndreptați lucrurile. În așa fel, toți salariații bugetari, dacă ați fi ascultat de sfaturile mele, nu s-ar fi ajuns aici. Dar dumneavoastră vă credeți mai deștepți. Dacă credeți că v-a ales poporul acolo, sunteți mai deștepți decât alții. Nu, domnule, nu sunteți mai deștepți. Că dacă erați mai deștepți, nu se întâmpla ce se întâmplă acum, proteste peste proteste.
și dați tot fel de ordonanțe. Trebuie schimbată legea salarizării. Date salarii la toți bugetarii un procent egal la toți și o să vedeți că nu o să mai sară în de nemulțumire. Atât permite bugetul, atâta e, dacă nu duceți-vă în privat. Dar dumneavoastră nu aveți un asemenea cuvânt. În primul rând, dumneavoastră, domnul președinte, trebuie să renunțați la dublarea salariului, miniștrii, parlamentarii și atunci să cereți poporului român, bugetarilor, precum că dumneavoastră ați dat exemplu. Așa se face într-o țară democratică. Dacă credeți că România este o țară democratică, să facem parte Uniunii Europeană. Că văd că Uniunea Europeană și europarlamentarii s-au dus degeaba acolo. Nu fac nimic ca să îndrepte lucrurile în România. Deci eu doresc aflarea adevărului privind evenimentele din decembrie 89, Revoluția din decembrie 1989 și adevărații vinovați să fie trași la răspundere penală. Nu dau nume, nu fac acuzații, dar deja eu îi știu. Să creadă ei că nu îi știu. Pentru că eu am primit mesaje încă din 1989. Precum că Ceaușescu va fi din august 1989, că va fi înlăturat de la putere. Mulți erau nemulțumiți. Și s-a văzut că nemulțumirea s-a mai târziu s-a adeverit că a fost înlăturat Ceaușescu la putere. Dar nu mă deranja că l-ați înlăturat de la putere. Dar deci au murit peste 1100 de oameni după ce l-ați înlăturat de la putere? Aici este întrebarea. Și rog Procuratura Generală a României, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații să-și facă datoria. Și președintele României să permită ca acestor instituții să-și facă datoria. Am cerut și cer în continuare pensii să fie plătite în funcție de contribuție. Anularea tuturor legilor privind pensiile din România, să se dea o singură lege privind pensiile, aceea să fie în funcție de contribuție. Nu că sunt polițiști, procurori sau judecători. Nu contează. Sunt cetățeni ai României și toți trebuie să respecte Constituția României privind egalitatea în drepturi. Și discriminarea, să nu se facă discriminare între cetățenii României, între pensionari. Deci, rog să se facă dreptate. Atât cer. Am cerut să se facă dreptate privind abuzul făcut de Ministerul de Interne, de Inspectoratul General al Poliției Române și de Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița, împotriva mea, de angajați ai Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița. Știu că faptele s-au prescris din 23.09.1991. Dar n-ați reparat nedreptatea care mi s-a făcut. Atât doamna Carmen Daniela Dan, că i-am cerut pe Messenger și n-a făcut nimic, și de aceea nu mai vreau ca ministru de interne. Primul lucru trebuia să repare această nedreptate care mi s-a făcut mie. Rog să repare această nedreptate care mi s-a făcut mie. Să primesc pensie excepțională pentru abuzul care s-a făcut la adresa mea și cei care au făcut abuzul în prezent primesc pensii speciale de zeci de mii de lei, zeci de mii de lei, în timp ce eu sufăr datorită că avem niște oameni care i-au acoperit pe cei care au făcut abuzurile. Atât în Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița, în Inspectoratul General al Poliției Române și în Ministerul de Interne. I-au acoperit. Asta au făcut. Pentru că cel care a făcut abuzul a ajuns în corp, șef al corp, în corpul de control al domnului ministru Dejeu. Din cauza aceasta. Nu s-a putut rezolva acest abuz împotriva mea. Vreau să mi se facă dreptate, atât doresc.
Și doresc statuia mea să fie construită până pe 23 mai, ziua mea, 2018. Sau până la ziua Unirii, 1 decembrie 2018. Vreau o statuia mea să fie în Piața Revoluției din Slobozia Ialomița și o statuia mea în Piața Revoluției din Muncii București. Dacă până la 1 decembrie nu se va întâmpla acest lucru, vreau să vă orientați că vreau în România să conducă femeile mercuriene. Femeile născute pe data de 5, 14 și 23. Indiferent de zodie. Doresc femeie mercuriană ca primar al Sloboziei Ialomița, ca prefect al județului Ialomița, ca președinte al Consiliului Județean Ialomița, ca președinte PSD filială locală Slobozia, ca președinte ALDE filială locală Slobozia, ca șef la Inspectoratul de Poliție al Județului Ialomița, șef la Serviciul Român de Informații Ialomița, șef la Poliția Municipală Slobozia. Doresc numai femei mercuriene să conducă. Numai așa putem salva România de la dispariție. Doresc parlamentari și europarlamentari femei mercuriene născute pe data de 5, 14 și 23. Doresc femei mercuriene la conducerea Parlamentului României ca șef al Camerei Deputaților, ca șef al Senatului, doresc femei mercuriană ca președinte a României, doresc femei mercuriană ca prim-ministru al României, doresc femei mercuriană ca ministru al muncii, doresc femei mercuriană ca ministru de interne, doresc femeie mercuriană ca ministru apărării naționale. Doresc femeie mercuriană ca șef la Serviciul Român de Informații, la nivel național. Vreau ca mercurienii să conducă România și după România să urmeze planeta. Toată planeta să fie condusă de femeile mercuriene. Asta dacă nu mi se va nu se va face tot ce am cerut eu. Pentru că m-am săturat. Avem primar la Slobozia de zodie Gemeni, avem la primar la Muncii București zodie Fecioară, avem care ține tot de planeta Mercur, avem președintea României zodie Gemeni, avem pe doamna Merkel zodie Gemeni, avem pe Donald Trump zodie Gemeni, de nu sunt mulțumit